Bună ziua, vă salută Tatiana. După cum vedeți, am aici pregătite bobițele de struguri. Le-am realizat ceva timp în urmă. Acum, în urma unui comentariu scris de o doamnă pe pagina canalului, voi forma strugurile. Doamna a întrebat în ce mod unim bobițele între ele. Foarte simplu. Avem nevoie de acul cu ață de culoarea boabelor de strugure. După cum vedeți, ale mele sunt chiar culoarea mov. Și punând pe dos fiecare bob de strugure, le vom coase între ele. Este simplu, este ușor. Vom coase în modul în care să le dăm stabilitate și vom forma bobul de strugure în modul în care noi dorim. Vom coase bine, vom prinde în modul în care să aibă o formă. Deci am unit deja primele două bobițe, voi continua. Motorul. Aici pe partea din spate se vede foarte bine locul unde putem introduce acul și le vom coase în modul în care să le dăm stabilitate. Așa cum vedeți, e celălalt strugure care eu l-am pregătit acum ceva timp. Are forma aceasta, am pornit cu un bob, am cusut următoarele două, apoi următoarele trei, intercalate în felul acesta. Puteți să-l faceți mai mare, bobul de strugure, puteți să-l faceți cu mai multe strugurile, de fapt, nu bobul, cu mai multe boabe. Aceasta este modalitatea de a uni bobițele între ele. În momentul în care vom termina ața, bineînțeles, vom pune alta și vom continua să coasem. Acum am două bobițe aici, eu pe mijloc voi pune cel de-al treilea și apoi pe margini voi coase celelalte. Deci aceasta este modalitatea. Noi vom coase singure și ne vom întoarce. După cum puteți vedea, eu am cusut toate bobițele mele. După ce am terminat de cusut pe spate, bineînțeles, vom da stabilitate firului și vom scurta acest fir de ață. Dăm stabilitate. Apoi vom trece, bineînțeles, mai departe. După ce am tăiat și capătul de fir de aici, frunzulițe am realizat deja. În săptămâna trecută am realizat frunza de vie. Având aceste două componente, fie vom aranja strugurile, îl vom pune direct așa pe frunzulița noastră, fie vom face un șnur dublu sau simplu, depinde cum doriți dumneavoastră, și cu ajutorul șnurului le vom atașa. Pentru cine nu știe cum se lucrează șnurul dublu, voi pleca cu un număr de 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, voi pune în două, deci voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat, în felul acesta. Diferența de șnurul simplu, care se lucrează pe o parte și pe cealaltă, pentru șnurul dublu, vom intra și pe mijlocul acestuia. Fiind în acest mod lucru, noi vom intra
în prima jumătate a acestui ochi de lanț și în jumătatea ochiului de lanț de dedesubt, vom trece cu croșetul prin aceste două și vom închide. Întoarcem șnurul și vom forma aici pe o parte, deci vom intra din nou în cele două jumătăți de picioruș și vom închide din nou felul acesta. Întorcând șnurul, am ajuns din nou unde trebuie să lucrăm. Mijlocul voi intra în prima jumătate a acestui ochi de lanț și voi lua și jumătatea celui care se găsește exact dedesubt. Voi trage firul, voi închide totul, am întors lucru, voi intra în cele două jumătăți ale piciorușelor următoare și în felul acesta, uitați-vă, noi formăm șnurul dublu. Vom intra întotdeauna în modul în care, o să mă scuzați un pic, văd cam greu. Ia uitați-vă. Odată ce ați făcut primii pași în formarea șnurului dublu, după aceea totul vine de la sine. Se poate lucra foarte ușor. Nu este nimic greu. Pentru cine nu știe, un pic mai în detaliu, veți găsi pe pagina canalului șnurul dublu, însă este realizat într-un fir mai gros, pentru că eu l-am realizat pentru tortița unui coșuleț. Deci, așa cum spuneam, vom face șnur dublu și cu ajutorul acestuia noi vom forma așa un mic aranjament. După ce am lucrat șnurul dublu, nu ne rămâne decât să îl aranjăm în modul în care ne place nouă pentru a face legătura cu strugurile și totul va veni cusut cu firul de aceeași culoare. Voi întoarce pe dos aici și voi începe să cos șnurul. Îl voi atașa atât de o parte cât și de cealaltă acestor două părți ale frunzei, după care vom forma, așa cum ați văzut, acei cărcei care sunt atașați întotdeauna la viță de vie. Uitați-vă, vom coase în acest mod. După ce am cusut pe o parte, voi trece și pe cealaltă. Vom coase în modul în care să-i dăm stabilitate, să se prezinte cât mai frumos, cât mai corect. Bineînțeles, eu acum mai mult vă arăt în modul în care dumneavoastră să aveți idee cam cum am putea realiza acești struguri atașați frunzei de vie. Ajuns aici, voi da stabilitate firului, capetele de fire le vom ascunde, le vom tăia, după care vom continua. După ce am cusut aici șnurul dublu, vom forma primul cărcel. Mai întâi și mai întâi îl vom puncta aici pe mijloc, cu atenție ca cusătura să corespundă
acelor bride al șnurului. Nu știu, poate eu nu mă exprim prea corect. Dumneavoastră oricum vedeți ceea ce eu realizez, după care vom atașa și aici la frunzuliță, vom coase și în această parte. După ce am făcut acești câțiva cărcei, în această formă voi coase strugurile și astfel am realizat acest scurt tutorial în care scopul principal a fost cel de a învăța cum formăm bobul de strugure. Deci, așa cum, nu bobul de strugure, strugurile în sine, vă rog să mă scuzați, nu mă simt prea bine și sunt un pic obosită. Deci vom coase strugurile aici, mi s-a și înnodat firul, bine. Vom reuși să-l descălcesc și așa cum vă spuneam, voi continua atașând strugurile format. După cum ați observat, am lipsit o perioadă de pe canal, am lipsit o perioadă chiar și de pe grup, nu am fost atât de prezentă. Sunt câteva probleme de sănătate care, în sfârșit, acum sper că lucrurile să meargă bine. Deci, așa cum vă spuneam, voi atașa strugurile acestui mic aranjament format și sper să vă fie de folos. Sper ca dumneavoastră să reușiți să lucrați în modul în care vă doriți, să formați aceste mici aranjamente. Eu am ajuns în acest punct unde apoi voi puncta un pic frunza mea și vom vedea produsul final. Eu am terminat de cusut totul, după cum vedeți, așa se prezintă. În mod special, strugurile este foarte, foarte frumos. Sper să se și audă ceea ce am explicat, ceea ce am lucrat. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu, vă rog să nu fiți prea dure, să fiți un pic mai indulgente și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!